Se spune că toamna se numără bobocii, însă primăvara și la începutul verii e foarte posibil să găsești un pui de pasăre căzut din cuib. Ei bine, în episodul de astăzi vom vorbi despre ce trebuie să faci tu atunci când întâlnești în parc, în pădure sau chiar la tine în curte un pui de pasăre sălbatic. Eu sunt Gabriel Icosa și dacă îți plac animalele și natura, fii alături de mine în acest proiect, abonează-te la canal dacă nu ești abonat încă, distribuie și apreciază filmulețele pe care le realizez și haideți să învățăm împreună despre animale și natură. Probabil ai avut ocazia să te întâlnești cu puii unor specii de păsări sălbatice, așa cum sunt mierlele, pițigoii sau chiar puii de cioară, mai ales dacă ești un iubitor de natură și îți plac drumețiile de weekend. Și eu am fost pus în situația de a decide viitorul unor astfel de păsări. Și recunosc, în copilărie am făcut greșeala de a mă lăsa purtat de inocența infantilă și am vrut să ajut o pasăre tânără care încă nu putea să zboare. Credeam că eu pot avea mai multă grijă de acest micuț înaripat și că părinții ei o abandonase. Alt motiv era că odată ce va fi atinsă de om, părinții nu o vor mai hrăni. Și nimeni din jurul meu nu a știut să-mi explice unde, de fapt, eu greșeam. Și nu este adevărat mitul că păsările își abandonează puii dacă aceștia au fost atinși de om. După câteva încercări eșuate, mi-am pus întrebarea de ce acești pui nu trăiesc și nu cresc mare la fel ca un pui de găină. Părea atât de ușor să crești un pui de găină, de ce nu cresc oare acești pui sălbatici să-i pot păstra într-o colevie ca pe un peruș sau un canar? În primul rând, animalele sălbatice nu pot fi crescute la fel ca și păsările de curte. În al doilea rând, păsările pe care le ținem în colivii ca animale de companie sunt crescute de multe generații în captivitate și au nevoi speciale pe care doar în captivitate le pot primi. Și am o întrebare pentru voi, la care aștept răspunsul vostru în secțiunea de comentarii. Dacă veți întâlni un pui de pasăre, ce veți face cu el? Îl vei lua acasă sau îl vei lăsa acolo pe cont propriu? Conform site-ului Societății Ornitologice Române, pe care vi-l recomand și voi lăsa un link către acest site în descrierea acestui filmuleț, cel mai frecvent sunt găsiți pui de ciuf de pădure. Aceștia părăsesc cuibul destul de timpuriu și stau prin tufe și copaci. Fiind păsări răpitoare de noapte, atunci este și momentul când vor cere hrană părinților. Prin urmare, dacă vei găsi un astfel de pui într-un tufiș, să știi că el nu este abandonat și nu îl luați din acel loc. Dacă pasărea este luată din zonă, deja șansele de supraviețuire scad extrem de mult, ajungând de la 100% undeva la 10%. Haideți să vorbim în continuare despre ce trebuie să faceți atunci când vedeți un pui de pasăre pe lângă un copac, o clădire sau chiar în iarbă prin parc. Dar și ce trebuie să faceți dacă găsiți un cuib dărâmat de furtună. Primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să vă dați seama dacă pasărea este căzută din cuib sau e o pasăre care învață să zboare. Puii căzuți din cuib sunt mici, golași, adică au doar puf și pene foarte mici. După descoperirea puiului, încercați să localizați cuibul și să-l puneți înapoi, acolo unde este locul. Dacă nu puteți localiza cuibul sau acesta se află într-un loc greu accesibil, cereți ajutor de specialitate. În niciun caz nu vă puneți viața în pericol, cel mai bine este să cereți ajutorul. Luați în calcul însă faptul că un astfel de incident este comun la multe specii de păsări. Puii cad din cauze naturale din cuib, adică din cauza vântului puternic, a unei furtuni, sau pur și simplu puiul mai mare îl împinge din cuib pe cel mai slab, astfel încât să primească mai multă hrană. Lupta pentru supraviețuire începe încă din acest stadiu. Cel mai puternic dintre pui va supraviețui și va crește și el la rândul lui pui. Dacă pasărea este parțial sau complet acoperită de penaj, este probabil să nu aibă nevoie de ajutorul nostru. Pe măsură ce puii cresc, ei depășesc limitele impuse de cuib. Astfel, păsările tinere, adică juvenilii, după ce spărășesc cuibul, se întorc rareori înapoi,
Prin urmare, chiar dacă îl veți pune din nou în cuib, el nu va sta. Îl va părăsi imediat. Adesea se plimbă pe ramurile copacilor din apropiere sau pe sol și pot face asta timp de câteva zile înainte de a putea zbura fără nicio problemă. Dar să știți că părinții sunt mereu în apropiere și le răspund la chemări și vin mereu cu hrană la aceștia. Din păcate, oamenii intervin cel mai des la acest stadiu al dezvoltării puiilor și preiau pasărea sălbatică din natură. Deși intenția lor poate fi bună din punct de vedere omenesc, acest fapt poate avea consecințe negative asupra puiului de pasăre. Nu doar că este ilegală preluarea păsărilor din natură, dar puiul nu va avea aceleași șanse la viață ca suratele ei din aceea specie. De obicei nu există motive de îngrijorare și nu trebuie să intervenim dacă un juvenil învață să zboare. Totuși, puteți supraveghea de la distanță pasărea timp de câteva ore pentru a vă asigura că nu îi se va întâmpla nimic rău. De exemplu, puteți să o relocați în apropiere dacă pasărea a nimerit într-o zonă cu mult trafic sau puteți să alunga pisicile și câinii din imediata apropiere a puiului. Părinții se împart de obicei între 4 sau 5 pui care se pot afla în direcții diferite, însă ei se vor întoarce de fiecare dată să aibă grijă de puiul pe care voi l-ați găsit. Dacă părinții nu s-au întors după 2-3 ore de supraveghere, atunci puteți apela la ajutor de specialitate. Puteți să mai cereți ajutor de specialitate și aici mă refer la medicii veterinari dacă pasărea este rănită sau bolnavă. Puteți constata acest lucru la o scurtă inspecție după următoarele simptome. Pasărea nu își poate flutura aripile, prezintă sângerări, aripile sunt lăsate în mod inegal, este slăbită sau tremură puternic. Puteți cere ajutorul și dacă pasărea a fost atacată de o pisică sau de un câine. În cazul în care ați găsit un cuib căzut din copac după o furtună, puteți să-l puneți la loc cu pui cu tot. Totuși, aveți grijă și în niciun caz nu vă puneți viața în pericol dacă nu găsiți locul în care se afla cuibul înainte sau dacă este prea periculos să urcați în copac. Puneți puiul sau puii într-un loc în care părinții îi pot găsi, dar alegeți locul cu grijă astfel încât să nu poată ajunge pisicile la aceștia. Dacă cuibul este foarte distrus, îl puteți înlocui fără probleme cu un coșuleț de plastic sau un alt container care să aibă aceeași formă ca al cuibului inițial. Fixați cuibul cât mai bine în copac, apoi așezați puii în cuib cu grijă și, foarte important, nu amplasați cuibul într-un loc unde să fie expus la razele soarelui. La scurt timp după ce ați montat cuibul, vor sosi și părinții care vor începe să își hrănească puii în recipientul pe care voi l-ați amplasat, ca și cum acesta ar fi fost cuibul lor dintotdeauna. Totuși, este bine să supravegheați zona pentru câteva minute, chiar și ore, pentru a vedea activitatea părinților. În cazurile în care puiul este sănătos, cel mai bun lucru pe care îl putem face este să puneți puiul într-un loc ferit, pe creanga unui copac, din imediata apropiere a locului unde l-ați găsit sau într-o tufă, pentru a-l feri de eventualele atacuri ale câinilor sau pisicilor. După ce vă retrageți, așteptați un timp să vedeți dacă puiul va cere hrană și părinții i-o vor aduce. Gândiți-vă că un pui golaș fără pene trebuie hrănit la fiecare 15 sau 20 de minute de la răsăritul soarelui, adică de la ora 5 dimineața și până la ora 22, iar asta ar cere un angajament destul de serios din partea părinților adoptivi. Și bineînțeles, cunoașterea temeinică de îngrijire a puiilor de păsări sălbatice. Prin urmare, dacă decizi să îl adopți, șansele lui de supraviețuire vor fi minime. Dacă îl vei lăsa în natură, șansele lui de supraviețuire pot fi de până la 100%. De asemenea, trebuie acceptat faptul că mortalitatea puiilor de păsări sălbatice este în mod natural mai ridicată, mai ales la unele specii, și pentru a mări șansele de supraviețuire, natura a făcut în așa fel încât aceste specii să aibă mai mulți pui. Să luăm ca exemplu
pițigoiul, o pasăre mică ce poate crește 7-8 pui la o singură pontă. Își mărește astfel șansele de supraviețuire a speciei. Eu am fost Gabriel Icosa și până data viitoare când ne vom revedea, nu uitați să observați, să ascultați și să învățați de la natură.